Mulțumim frumos, aplauze pentru Giulia Fâșie! În numele domnului primar vreau să-i urez bun venit și în aplauzele dumneavoastră domnului deputat Cristi Romanescu, care a venit astăzi alături de dumneavoastră să se bucure așa de sărbătoarea pregătită pentru dumneavoastră, bineînțeles, și pentru toți cei prezenți astăzi la Ghergheasa. Bun, ia să-mi spuneți dacă ați fost la Hora Satului vreodată. Ați fost? Acolo v-ați însurat? Acolo? 20 de ani aveți. Și acum câți ani aveți? 25 aveți? Mulți înainte. Să rămâneți așa tânăr și plin de viață încă 25 de acum înainte. Mai mult de 25? Ei, dacă apucați suta să mă chemați și pe mine. Bun. La Ghergheasa? Aici v-ați însurat? Bun, a fost Hora Satului la Ghergheasa aici și pentru că e duminică și avem muzică bună, vreau să vă simțiți așa pentru cei de vârsta domnului de 25 de ani, ca la Hora Satului, dacă ați trăit în acele vremuri, să vă reamintiți așa cât de frumos era pe atunci. Pentru că domnul profesor Auraș Stoica pregătește mulți copii, așa cum știți foarte bine dumneavoastră, în momentele ce urmează va urca pe scenă tot un grup pregătit de dumnealui, și anume un grup vocal venit de la Valea Râmnicului să cânte și să încânte, așa cum toți copiii au făcut astăzi pentru dumneavoastră. În aplauzele dumneavoastră, grupul vocal Valea Râmnicului!
aplauze pentru grupul vocal Valea Râmnicului. Revine în scenă de data asta în costum tradițional o tânără pe care ați mai văzut-o astăzi pe scenă, atât la un moment individual de muzică ușoară, cât și în categoria grup. În aplauzele dumneavoastră, Ariana Marin! Astăzi să cântați alături de artiștii dumneavoastră de pe scenă și să vă bucurați de toate momentele pregătite pentru dumneavoastră. Mai departe mergem cu un tânăr frumos și talentat. Este așa dintr-o familie de artiști și vrea să ducă mai departe talentul moștenit de la tatăl lui. Vine să cânte și să încânte publicul de la Ghergheasa, Răzvan Stoica. Mândruța-n cale, mândruța mea.
și mama s-a bucurat. Hop, și așa mai. Dar nu cei din urmă, vin următorii copilași tocmai de la Valta Albă, cu nume de floare, vin să cânte grupul vocal Bujorelul.